Este o întrebare pe care au de multe ori cu privire la religie. Să religie, religii, care este cea adevărată. Și dacă te în fiecare crede că religia pe care a apucat-o este cea adevărată cu foarte puține excepții. În sfârșit, în contextul creștinismului, să atea secte, atea biserici, atea teologii, atea crezuri, care este cea adevărat. Și iarăși, Vedem că nimeni nu le-a investigat pe toate și fiecare ține ce-a moștenit. Sau, rare excepții, poate găsește ceva mai convingător. Dar cert este că nimeni n-a examinat toate religiile și nici toate teologiile în contextul creștin. Atunci, de unde știm adevărul despre Dumnezeu? Am răspuns foarte simplu. Dumnezeul adevărat are o calitate foarte rară în Istoria religiilor în contextul teologiilor și crezurilor. Dumnezeu este adevărat, este cel care îți dă voie să spui nu și care te împuternicește să spui nu. Și aș vrea să dau un exemplu din Cartea I în, în preasur, capitolul 21. Este vorba despre Regatul de Nord, Regatul Israel. Sub domnia lui Ahab și a lui Isabela. Și dacă țineți minte, puțin înainte, a avut să loc un eveniment. Israel se încânea la Bal, Isabela și Ahab susțineau cultul lui Bal. Dar până la urmă, a venit elie și a pus întrebarea: Care e Dumnezeu adevărat hotărât? și le a vrut un test uh, care se pare că a fost uh, găsit ca fiind de bun simț și logic și foarte corect decât de către toți izraeliții. Dumnezeul care dă foc din cer, acela este Dumnezeul adevărat. Este un mod tipic de gândire populară. Dacă țineți minte, am vorbit despre aceasta, Elie a trebuit să facă un drum lung. Până să înțeleagă că Dumnezeul adevărat nu este cel care răspunde prin foc, ci printr-un susur blând. Dar lasă asta la o parte. Acum nu vorbim despre susur blând, ci într-un fel vom vorbi iarăși despre foc. Deci Israel și uh, Israel se întoarce la Dumnezeu în ghilimele spre de acum ne închinem lui Jehova. Dumnezeu la adevărat, nu mai închinem lui Bal, îi omorâm pe profeții lui Bal, dărâmăm altarele, ne închinem lui Jehova și Ahab și Samuel spun bine, ne schimbăm religia și de acum ne închinăm lui Jehova. Adică ținem poruncile lui, uh, îi zidim altare, avem o preoție care să îl slujească, poporul trebuie să respecte numele lui, vom ține sărbătorile lui, sabatele lui, mă rog, nu ne mai radem perciunii, ne îmbrăcăm cum ne se poruncește și așa mai departe, Israel și-a schimbat religia și totul este bine. Numai că există o problemă. Și ce constă problema? Ni se spune că Nabot din Israel avea o vie la Israel lângă casa lui în pratul Samariei. Mi se pare că Ahab are motive să fie nemulțumit. N-am văzut niciodată un palat regal înconjurat de alte proprietăți decât cele ale regelui. În ultimele instanță, este și o problemă de securitate. Regele are nevoie de securitate, are nevoie de o garnizoană, mă rog, are nevoie de un spațiu. Și ce face Ahab, nu mi se pare deloc incorrect. Ahab a vorbit astfel în abot, dă mie viața să fac din ea o grâne de verdețuri, căci este foarte aproape de casa mea. În locul ei îți vă dau o vie mai bună sau dacă vine una, îți vine mai bine, îți voi plăti prețul în argint. Nu poți să trăi mai departe fără să brodezi aici puțin pe simbolul viei și al grădinii de legume. Ahab este ca orice om care iubește autoritatea și puterea. O persoană care preferă ca credincioșii sau supuși să fie legume. Adică persoane care nu gândesc cu mintea lor, care cresc, care ne pe rânduri, care sunt sădiți și culeși și recoltați și ce vreți dumneavoastră, mai degrabă decât vie, întrucât, da, și via este plată, înțeleg, nu este om, dar, simbolic, via reprezintă acea persoană care duce roade. Și roadele nu pot fi aduse în, în, printr-o regimitare cazonă, cineva care este legumă. Cineva trebuie să aibă voința lui, să aibă gândirea lui, să aibă convingerile lui morale care să aducă roade. Însă, am lor în autoritate, și nu mă refer doar la cei în autoritate politică sau civilă, mă refer la cei în autoritate religioasă. Nu le plac viile, lor le plac legumele. Așa că aici ahab este tipic. Însă, este aici ceva mai important. Atunci când Ahab a zis, bine, bun, ne schimbăm religia, hai să dăm un crede de acum încolo suntem uh, închinători al lui Jehova, nu ne mai închinăm lui Baal, uh, nu și-a dat seama la ce se asuma. Dacă vreți o comparație, atunci când regii Evului Mediu, barbari, a spus, da, de acum uh, ne schimbăm religia, nu ne mai închinăm lui Odin sau mai știu care zeității uh, slave sau oricare vreți dumneavoastră, de acum ne închinăm lui Isus. Și nimic nu se schimbă. Tot noi suntem regi, tot noi dăm ordinele, poporul ascultă de noi. Nu și-au dat seama că atunci când au ales să se închine lui Isus, au pregătit, fără să vrea, prăbușirea tronurilor lor, prăbușirea bisericii pe care o clădiseră în numele lui Isus, cu preoție, cu icoane, cu liturghii, cu tot ce vreți, pentru că a accepta pe Isus, în ultima instanță implică un risc. Așa cum a implicat pentru a un risc, întoarcerea la Dumnezeu. Și în ce să riscul acesta? Dar Nabot a răspuns lui Ahab să mă ferească Domnul. În ebraică este Jehova, de câte ori apare numele Jehova, este citit Adonai sau Domnul romnește. Deci să mă ferească Jehova, să-ți dau moșterea părinților mei. Uh, Ahab nu s-a gândit că dacă poporul se întoarce la Jehova, da, ce mai mulți se vor întoarce formal, așa cum s-au și întors. Dar unii se vor întoarce cu adevărat. Și întorcându-se cu adevărat, ei vor înțelege că Domnul le dă dreptul să spună nu chiar și regelui. Astea sunt riscurile Dumnezeului adevărat. Și Ahab este dărâmat, pur și simplu. Cum fie posibil, pe vremea când Baal era zeul la care se închina Israel, nimeni nu-i spunea nu împăratului. Acum, când Jehova este din Dumnezeul lui Israel, cineva s-a să spună nu împăratului. Și așa ceva nu poate să fie tolerat. Și ca atare e trist, plânge, însă Isabela, care se pare că cunoaște mai multă meserie decât el, rezolvă problema. Și cum rezolvă Isabela problema? Uh, mai întâi și oare nu domnești tu acum peste Israel. Și mai departe, ea scrie în numele lui niște scrisori care le-a trimis bătrânilor și dregătorilor care locuiau cu Nabot în cetatea lui. E vorba de bătrâni. De la bătrâni totdeauna aștept să nu mai e înțelepciune. Te aștepți decență, nu? Cine ne-a învățat să ne purtăm decent? Bunica, nu-i așa? Bine, părinții ne-au învățat multe lucruri bune, profesorii ne-au învățat multe lucruri bune, până chiar și pastorii au învățat lucruri bune. Dar, în general, decența am învățat-o de la bunica. Toți, fără excepție, cred. Așadar, te aștepți de la bătrân la puțină decență. Bătrânii nu mai mult de trăit, nu am mult de pierdut, dacă spun nu împăratului. De asemenea, te aștepți de la drăgător dreptate. Poporul s-a întors la Dumnezeu, a acceptat prin niște principii. Dreptul la proprietate este dat de Jehova. Aici, ideea este poruncă, de fapt. În legea lui, Legea să nu străinezi moștenirea părinților tăi. Dar uh, scrie, vestiți un post. Bun, ne-am întors la Dumnezeu, facem post. Hai să ne inserte păcatele. Să ne inserte că ne-am închinat Baal. Să ne dea Domnul ploaie, nu-i așa? puneți pe Nabot în fruntea poporului, perfect, onorați-l, este un om credincios, de mânoare care se covine, și puneți în față doi martori de nimic. Deci apelăm la oameni de nimic, fiindcă oamenii de nimic sunt totdeauna indispensabili unei puteri arbitrare și unei religii corupte și care să mărturisească astfel împotriva lui. Tu ai blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul, apoi scoateți la afară împroșcați-l cu pietre, să moară. Și amne aceștia au făcut așa. Tot s-au supus. Vreau să pun întrebarea. Se închinau aceștia lui Jehova sau lui Baal? Cu siguranță că se închinau lui Baal. Dar cu numele lui Jehova, cu ritualul lui Jehova, cu crezul lui Jehova, dar se închinau lui Baal. Pentru că n-au stat de partea dreptății, de partea adevărului și mai ales Uh, nu au recunoscut dreptul lui Nabot să spună nu împăratului. Și, până la urmă, Dumnezeu vorbește și prin ce vorbește? Prin Lietijbitul. Și ce îi spune? Du-te și spre lui Ahab, nu ești tu un ucigaș și un hoț? Asta este foarte interesant și nu mă interesează pedeapsa care stă aici la Ahab. Mă interesează aici adevărul. Ahab este rege trebuie să spui, ești un mare rege, maestate, ești o binecuvântare. Nu, spune în față, ești hoț și ucigaș. Scurt. Păi eu o să rege și am dreptul să iau, am dreptul să execut. Nu, ești ucigaș și ești hoț. Există legi care sunt deasupra legilor țării. Există principii morale care sunt deasupra autorității. Există adevăruri care sunt deasupra teologiei populare. Și Ahabia lui mai găsit vrăjmașule, și el ar te-am găsit pentru că te-ai vântut ca să faci ce rău înaintea Domnului. Cum am văzut ca să fac ce este înaintea Domnului când de fapt eu am reintrodus cultul Domnului și am țălat cultul bar. Aici este o problemă. Și care este problema? Principiul protestant. Ce este principiul protestant? Principiul protestant este acela că omul în probleme morale și religioase nu are autoritate mai mare decât conștiința lui și orice ierarhie de familie, bisericească politică, nu se suprapune autorității conștiinței. Omul are autoritate asupra vieții morale și spirituale. Are voie să spune da și are voie să spune nu. Dacă își calcă pe conștiința, e o problemă între el și Dumnezeu. Însă el nu are altă obligație să se supra decât conștiinței lui și aceasta este dreptul să spună oricui. Indiferent dacă acesta vine în numele Domnului sau al puterii politice sau a credinței al familiei, cum a fost în cazul lui Iisus, că au venit să-l ia acasă, că știa pe dumințele, toate astea nu, nu contează. Mai mult decât atât, este vorba de putere. Pentru că de multe ori se spune așa, oh, oameni buni fac lucruri bune, oameni răi fac lucruri rele, dar ai nevoie de religie ca un om bun să facă lucrurile. Și este adevărat. O religie greșită îl face pe om bun să facă lucruri rele. Însă de multe ori ai nevoie de religie adevărată pentru ca un om bun să facă lucruri bune. Pentru că a face lucruri bune de costă. Poate să coste viața. Și atunci ai nevoie de o anumită credință. Și această credință nu este o credință într-un crez, să zic, într-o biserică, într-o formă de închinare, într-o anumită narațiune. Această credință este în primul rând o credință în principiul dreptății și adevărului care transcede orice altceva. Și vreau să vă spun în încheiere o istorie interesantă din anul 399 de, de Hristos. Socrate era la Atena, la tribunal și aștepta să fie judecat pentru impietate, a fost judecat și a fost condamnat, bineînțeles. Știm asta din istorie. A fost condamnat să moară prin o trevire. Însă Socrate și așteaptă rândul la proces și acolo o întâlnește un tânăr care venise să-și reclame tatăl pentru crimă Și să l-a întrebat ce să cum adică, ce s-a întâmplat. Tatălui, pe drum spre Atena, apărase un om care fusese atacat de un bandit. Legase pe bandit, le, le lăsase în șanț și a mers la Atena, unde a băut două, trei pahare, au uitat de omul din șanț și omul acela a murit. Fiul mergea să-și reclame tatăl, pentru crimea, să-l despre stai puțin, Tatăl tău a încercat să facă un lucru bun, a apărat pe un om, are și circunstanțate noapte. Da, zice el, dar a murit omul acela pe care a legat și trebuie judecat. Probabil că uh, tribunalul îi va oferi circumstanțe atenuante, mă rog, o pedeapsă mai mică, nu va fi, nu va fi pedeapsa capitală, dar totuși, totuși, uh, dreptatea trebuie făcută, trebuie să reclam tatăl. Și el trebuie să de ce? E tatăl tău. Și acesta răspunde, fiindcă așa ne-am și acum Socrate pune o întrebare, o întrebare care este extrem de importantă. Și las la o parte numele lui Zeus. Locuiesc numele lui Zeus cu numele lui Dumnezeu. Întrebă întreabă Socrate. Ne-a cerut Dumnezeu să facem binele pentru că e bine. Ne-a cerut să spunem adevărul pentru că e adevăr. Ne-a cerut să facem dreptate pentru că este dreptate. Sau adevăr, bine și dreptate este ceea ce poruncește Dumnezeu. Adică Dumnezeu ne-a cerut să ascultăm și atât tot. Și Eutifron, face să numele lui, se gândește și spune, cred că zei, mă rog, era la Tera, ne cer să facem bine pentru că e bine, dreptatea pentru că e dreptate, să spune adevăr pentru că e adevăr. Nu pentru că ne poruncesc ei. Adică ideea nu este faci ce sporuncește Dumnezeu, ci faci ce faci este bine. Dumnezeu îți cere să faci ceea ce este bine. Și te împuternicești să faci ceea ce este bine. Uh, și Dumnezeu îți dă dreptul să spui nu. De exemplu, dacă am o viziune acum, mi se întâmplă și Dumnezeu îmi pruncește să mă simt într-un avion și să intru într-o clădire. Cum s-a întâmplat în urmă cu aproape 20 de ani în New York, știm cu toții. o Asta se spun nu, pentru că nu-i bine. Și o să am și Dumnezeu să fac binele. Și există prea mult în jurul nostru care nu iau nu ca răspuns. Fiindcă ei pretind că vorbesc în numele lui Dumnezeu. Iau autoritate peste mințile noastre, peste conștiințele noastre și noi trebuie să-i ascultăm. Nu. Dacă îi ascultați, nu-l pe Dumnezeu. Dacă îl cunoașteți pe Dumnezeu, nu veți asculta decât de conștiința dumneavoastră. Și când conștiința vă spune nu, vă spune nu la orice altceva. Când conștiința vă spune da, vă spune da. Asta înseamnă să-l cunoașteți pe Dumnezeu. La revedere!